Da, bună, bună, acum am ajuns în Moena, ora 4, 4 jumate, nu mai știu exact cât e 4, 4 jumate, de acolo sunt. Asta e orașul, m-am gândit că cine zice oraș. Asta e orașul în mijlocul munților. Hai să vezi dacă găsesc eu ceva, e oraș destul de mare, îl văd, dar e pe traseu și am văzut acolo jos undeva un tunel. Cred că tunelul ăsta mă duce unde vreau eu să mă duc eu mâine, în orașul celălalt. Că până munți, am greu astăzi, am tras astăzi ceva, m-am tras la deal la greu astăzi, la greu, vezi aici când pici și cam greu să te culci, că n-ai unde, deja eu, ai câte casele slipite una de alta, la fel, numai dacă găsesc ceva, parcuri sau, după cum am și pus ochii, dacă o să ajung acolo la drumul ăla, undeva acolo lângă pod, sub rază aia, acolo, da, dacă ăla ar fi drumul meu, nu știu, încă n-am ajuns în Moena, acum văd, ăsta e Moena, uitați la drumul ăla m-am gândit eu, dar acolo pe undeva, da, dar trebuie să intru în oraș, să văd ce în oraș, să găsesc și eu barul, să văd ce e pe acolo, să văd că poate găsesc ceva, dacă nu mă pune între acolo, între braț, băga mea și Doamne, iartă-mă, picior, dar păi mai bate o cap acum. Mă pune între brazi acolo unde văd un loc drept, numai să ajung în Moena, că îți rup de spate. Azi am urcat foarte, foarte greu, am avut un traseu foarte greu astăzi. Deci aș putea să zic că printre cele mai solicitate traseuri care au fost ăsta. Au fost puțin kilometri, 22 de kilometri, dar au fost 10 numai pe urcat. Deci 10 am urcat, până în sar Pellegrino, eu nu m-am urcat și am urcat. Uite, acum mă cobor acum. Da, și asta zic, am zis că îi dau drumul repede la filmare ca să se vadă intrarea din San Pellegrino în următorul oraș, în Moena. Eu mă gândeam că e Moena ceva oraș, cum știu eu orașele alea mari. Normal, e mare, când ești acolo deja nu mai îți dai seama, dar de aici îl vezi altfel, știi? E oraș destul de mășel, în mijlocul munților. Da, ce-or face oamenii ăștia aici, mă? Ce-or face oamenii ăștia aici? Dacă nu faci combinații de acolo, pământ gol, traseuri acolo cu pământ frumos arat, ciuciu zăpadă, de ce? În orașul ăsta nu-i zăpadă, acolo jos în groapă nu-i zăpadă, mamă, e mare orașul, mă tătucă, ia să vezi de nu mă pierd astăzi pe aici, mare orașul, mama șers filmare, am și seara din filmări ca să mai încapă, măcar cât am 16 minute, se dau o fața orașului de aici de sus. Vedeți așa. Să ajung aici mai sus un pic. Și îți dai seama că caut centru, nu? Că știu că acolo măcar mai dă pe card și să mai mâncăr cu un pic telefonul și să vedem despre ce e vorba. Vedem ce am zis eu. Că nu m-am putea coborâ pe aici. Da, uite ce zăpadă, e acolo vidru. Am mai mă duc roată și cobor. Da, așa e iarna. Da, asta e orașul. Cu o mână buzunar și cu o mână pe telefon. Moena, încă și arată centru, vezi? Și văd indicatorul. De aici îl văd, Moena, centru, mi-arată pe drumul la unde merge mașina. Unde merge mașina. Trebuie să mă duc roată. Da, aici de fapt e curba. E bun, m-am gândit, cine știu, nimeni ce dracul, iară cobor. Da. Ăsta e, băieții, am ajuns, deci cum ar veni, eu trebuia să ajung mâine pe planul meu, dar m-am văzut între drumuri, era și ora, nu mai știu cât o fo, 1, 2, nu mai știu exact cât o fo, am filmare, cât o fo, trebuie să postez și pe alea. Și am văzut și vreme bună, era un pic ceață, că ați văzut și în filmare, era un pic, nu am fost frică, dar am zis, bă, n-am